Maria și eu sunt colindă și prânzușa scoială, care ne va
Divinii la toți slăbim.
Și aș vrea să salut încă de la început prezența dumneavoastră, în mod special al domnului primar Ioan Bujor, să-i mulțumim pentru că încă de la intrare și vreau niște aplauze. Domnul primar a reușit împreună cu părintele Vlad să facă o biserică cu totul și cu totul deosebită, iar de la intrare ne uimește acest mozaic care, credeți-mă, este cu totul și cu totul special. Spun lucrul acesta pentru că biserica de aici nu face altceva decât să ne reintroducă într-o atmosferă cu totul duhovnicească. Se va pregăti și ea pentru pictură în lunele ce urmează. Dar se vede că mai întâi sufletele dumneavoastră calde și primitoare vor fi colindate cu acest gând cu totul deosebit și sfânt de Crăciun și este vorba despre Corala Armonia, părintele profesor universitar, doctor Iulian Ioan Dumitru este prezent aici în mijlocul nostru. Îi mulțumim împreună cu Corala. Vom audia în cele ce urmează niște colinde care sunt pentru noi, pentru români, pentru sufletele noastre o încântare. Le mulțumim, îi felicităm pentru tot ceea ce fac frumos pentru zona noastră, pentru hotărârea noastră, pentru că astăzi, în seara aceasta, mai este un concert la Casa de Cultură din Onești. Și era comitat Dărmăneștiu și Dăriana. Iată că în aplauzele noastre invităm pe cei care au un nume. Și numele este Armonia.
Moșcă-ți tu, moșcă-ți tu.
Moșcă-ți, 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 mo
Thank you.
Nu!
Pe Dumnezeu lăuda mea.
Să ne naștem, eroile.
Să vă mulțumim.
și care este un odor foarte drag tuturor. Care sunt locașuri de închinare și de cult,
dar lucrați la ceea ce este mult mai frumos, la catedralele sufletelor credincioșilor din această comună. Armonia nu cred că a mai fost în aceeași, să spunem, aceeași săptămână să vină la două biserici. Este greu să faci lucrul acesta, dar iată că primarul din Dofteana a reușit. Îi mulțumim frumos! Am ascultat cu multă atenție cum această corală ne-a dus din peștera Sfântului Apostol Andrei până aici, în Dofteana, la Palele Brazilor. Nu puteam să facem lucrul acesta decât pe aceste locuri binecuvântate ale Căii Propușului, Moineștiul, Dărmâneștiul, să zicem și Oneștiul de acum, pentru că deja este o tradiție. Nu face altceva decât să aducă un omagiu celor care au murit, părinților, acum 100 de ani și nu sunt puțini, peste 100.000 de oameni, iar Comuna Dofteana, într-un mod cu totul deosebit, anul acesta dorește ceva urmă să ridice un monument de emblemă în această zonă și, domnule primar, am participat pe 30 noiembrie la acea ședință în care ați impus punctul de vedere al cetățenilor și credincioșilor din Dofteana pentru respectul deosebit pentru eroi și dați-mi voie să vă felicit, iar atunci promisiunea este să vină și armonia, pentru că armonia a adus în sufletele noastre lacrima eroilor neamului și eroilor Revoluției în această săptămână în care îi cinstim pe toți. Vă mulțumim! Deci, după cum am spus, pe tot ceea ce este frumos de noi, ce este frumos și sfânt, luăm din Sfânta Scriptură. Din partea Arhiepiscopului nostru Ioachim, cu toată dragostea, vă oferim Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, care să vă fie reasăm și adânc de aici citim despre Betleem, despre Nazaret și despre Ierusalim. Să fiți binecuvântat, Dumnezeu! Foarte mult. Să știți, dumneavoastră, am primit Biblii editate. Dumneavoastră a fost și persoana care a scris primul în cartea de onoare la localității Dofteana. Au scris mai mulți miniștri. Vă cunosc scrisul din punctul ăsta de vedere pe spun, dar să știți că toate Biblii care le-am primit, am jurat de trei ori de pațință. Credință localității Dofteana și cu mâna pe steagul României. Părinte Filopo, dacă sunteți bun, am înțeles să depun vreunul și la al patrulea mandat pe Biblia care vreau să mă alătur. Fără dumneavoastră, ieri am primit un telefon, Părintele Bar, Plico și doamna preoteasă aici de față. Aș vrea să vă transmitem dumneavoastră gazdelor mulțumiri și recunoștință. Aplauze pentru această familie. Voastre și o icoană care reprezintă parohia pe dumneavoastră, dar să știți că aici, în biserică, avem și pe Părintele Sorin și pe Părintele Lucian și atâția alți părinți, Părintele Valentin. Vă mulțumesc tuturor din Târgoviște. Sunteți aici. Și de aceea nu trebuie să rămân comunicat faptul că
astăzi ne-a încântat anumirea și faptul că Părintele nașterii Domnului nostru Iisus Hristos s-au interpretat atât de frumos. Invit armonia și la anul, nu numai la rapă, o să facem o tradiție să vin și la cuiți. Iar în vara aceasta, cum s-a auzit în prezentarea frumos intonată de o tânără din sat, o să facem o sărbătoare din Venezia și în Bucharistie și muzică populară românească, autentică și doină populară. Și o să invităm din nou Corala Armonia să ne încânte așa cum am fost încântați astăzi cu Părintele nașterii Domnului Iisus Hristos. Mulțumim încă o dată pentru participarea tuturor credincioșilor. Iar vreau ca să le transmite și lor care au rămas acasă ce au pierdut. Și la anul să nu se mai întâmple să lipsească. L-ați simțit bine? Da! Darurile pe care trebuie să le dau. Haideți, fetelor, regizor, avem multe. Centrală în biserică.
sumele de bani au venit 650 de milioane în bani vechi de la Primăria Comunei Dofteana. Diferența a fost susținută de către Ienoriași și de aici, din Sapă, Bucuieți, adică centrala tehnică. Manopera m-a asigurat-o totul. La intrare, în primul rând, ați văzut frumoasa pictură. Frumoasa pictură ne-a dus aproape de 3 miliarde, ce vedeți acum în față. Deci astea sunt darurile în anul 2019 din partea noastră a Unității Administrative Teritoriale, încălzire centrală biserică, pictura de față, care este, și să dea Dumnezeu să fii sănătos și în anul viitor când ne vom opri aici. Deci vă rog frumos o scurtă mică pauză, o să vedeți dumneavoastră Raul ce va interpreta. Eu am văzut în alte locuri și mi-am dorit ca și cetățenii din Dofteana pe care vă doresc să vadă ceea ce am văzut. Vă rog să rămâneți pe thank you.